Bună seara! Bună seara! La o nouă emisiune sunt puțin nervos de asta. Da, așa am auzit aseară, am văzut imbecilitatea pe, nu cred, pe realitatea sau pe România, nu mai știu. România, realitatea, România, cu R, da, toate sunt cu R, da. Că hoții ar fi vrut să-mi vândă mie tablourile, n-am avut bani și s-a gândit la Gigi. Niște aberații, niște imbecilități, niște... Sergei, săracu, n-are bani să cumpere. Dar nu e chestia că așa, dar în primul rând că... dacă au zis într-adevăr ziariștii respectiv, sunt atât de barați și nu-și dau seama că cât aș fi eu de idiot sau de tâmpit, terminând o facultate de arte plastice, pictură, ocupându-mă cu pictura, e clar că numai idiot să fii să cumperi un tablou furat. Există două variante la astea, adică le fur și rămâi cu ele, pentru că nimeni nu bagă banii, tablourile se atât de scumpe și nu poți, adică nu dispare niciodată, zici că îl ții 5 ani ascunși și îl scoți. Gata, da. La revedere! Și mai sunt un singur gen de furturi de tablouri. Astea sunt mari miliardari afară, dar bani grei de tot, care are boală la un tablou, îl ia, îl pune să-l fure, îl bagă în seif și scoate-l seara să uită la el. Asta se închină și la băgat. Da, asta e chestie de oameni care au niște fixuri, care au sute și sute și sute de milioane, dar în România cine bagă bani într-un tablou să care astea sunt practic fără valoare. În situația în care sunt furate, sunt fără valoare. Că n-ai ce face cu ele, pentru că nu există că e un timp și se grațiază sau le 5 ani, 6 ani, alea sunt băgate la Interpol în clipa când au apărut sau orice, ți l-a luat și te-a băgat la pârnaie, deci n-ai ce, adică ce, să dai câteva milioane, să stai cu toată viața că te poate băga cineva la pârnaie, deci trebuie să fii complet idiot. Eu nici nu știu, eu în primul rând că pe mine m-au încurcat de ce le-au furat. Eu am spus de atunci, nu știu, cred că am fost pe la emisiune pe asta, că cea mai mare imbecilitate asta, să fur un tablou sau... Adică dacă vreți să furați, dragii mei, luați bani, aur... Într-adevăr, e o chestie că investiția în artă e cea mai bună. Este singurul care crește. Dar s-o faci legal. Și nu scade. S-o faci legal, bineînțeles, asta e singura. Ei au auzit proștii că dacă investești în artă, dar nu în artă furată. Înțelegi? Adică nicio legătură n-are cu chestia asta și nici cu Gigi. Da, Gigi nici nu cumpără tablouri. Cine cumpără? În România sunt foarte puțini oameni care cumpără tablouri, cum să spun, oficial, din toți oamenii cu bani care îi știu eu și știu pe 99%, trei persoane au colecție de tablouri, adică românești, vorbesc cu Lucian, Tonița, Pătrașcu, Mășește, alți Piliuță, Pacea, Mărginean, adică care au tablouri în casă. 99% din români au luat case, mașini, Louis Vuitton, n-avem voie mărci. N-ai voie. Da, genți, dar mai țin cadou o casă, nu fie reclamă. Genți, Hermes, Bermes, astea, adică lumea asta, deplasări, fete, asta e, dar e și normal după... Bărci, da. E și normal după atâția ani de cum să spun, de, în care nu puteai să ții decât dace și alea, e normal să ții niște lucruri care nu le-ai avut. Și afară sunt foarte puțini oameni cu bani care care investesc. Mult mai mult se investea înainte de Revoluție, doctorii, pe cei mai mari colecții în România sunt, au doctorii și, da, doctorii în general, care cumpărau artă. Acum nu se mai cumpără artă. Acum e greu să cumpere artă. Se investesc în alte chestii. Da, investesc, ți-am spus, e complicat. Case. Adică trebuie să ai o pasiune, trebuie să cunoști, să spui un tablou în casă, să te uiți la el, să faci. Adică aici, să înțelegi ce e în tabloul ăla. Aici chiar mă pricep foarte bine și știu și pe mari colecționari și pe oamenii care au strâns. Eu provenind dintr-o familie care au fost... tata meu și mama mea au în continuare o colecție mare de tablouri, adică în jur de câteva sute de tablouri și tablouri bune.
Dar să cumperi tablouri așa furate, să vii în România, dacă ți-l dă, eu știu cum, 5.000 de euro să te ascunzi în casă, să zici că ai... Așa, dar restul este exclus să-l ții, pentru că ei le vor căuta tot timpul. Nu, normal. Și exact ca și la tablou și ca și la ceasurile foarte scumpe, și alea este foarte greu să-l iei și să găsești cumpărător, pentru că am mers cu ceasul scump la mână, te-a oprit pe aeroport, sau în vamă te vede, da, cu ceas scump, nu, ți-a ceasul de la mână și vede seria și se vede în două secunde dacă e furată sau nu e furată ceasul, că toate astea sunt cu serie, cu ca la mașini, ca la astea, deci e complicată povestea. De ce m-o fi băgat și pe mine și pe Gigi dacă în ciorba asta e ca să facă titlurile mai pompoase și să facă ei ca să uite, ți-am spus să... rating, măi, Serghei, că dacă da, mă, da, uite... le vindea lui Gigi de la baltă, nu știa nimeni cine e și nu se da, mai uita. Da, m-am uitat azi cât circ au putut să facă pe tragedia unui om și ce titluri idiote, nu știu, eu ți-am spus că mă apucă rău de tot capul. Săracul om a murit, nu? E o tragedie, da. Eu zic că este destin. Cu cât trece timpul și văd ce se întâmplă, îmi dau seama că astea sunt chestii de destin, adică acolo trebuia să moară, ca și la cu avionul. Cade avionul, se rupe în două, sare la din avion și îl calcă salvarea și îl omoară pe pistă. Deci ăla trebuia să moară acolo. Dar să faci atâtea titluri, prietenul ăla, prietenul ăla, prietenul bun al ăla, că a jucat, că a făcut, că legăturile lui cu lumea interlopă, legătura cu lumea politică. Dar ce mai contează legătura, acum? Dar este o chestie tâmpită. În primul rând, când ai bani, oricum te cunoaște lumea și cunoști lume. Că asta e. Mai ales că omul, chiar dacă juca sau nu juca, asta e treaba lui. E plăcerea lui, banii erau făcuți corect. Este, vezi, și chestia asta care nebunesc e că juca. Dar e interzis a juca. La noi în țară, din câte știu eu, nu prea. Nu. Păi dacă cum te duci la casino și jos, în casinouri oficiale. Am zis că nu. Păi nu, pe asta este, da? Atunci și dacă juca ce? Dom'le, că a jucat la cazinoul, că a făcut, că era prieten cu Giovanni, că era prieten cu Gigi. Și dacă a jucat la cazinoul, uite, cu banii mei pot să fac orice. Dar și eu îl știu pe Gigi. Păi vezi, da? Adică imediat au legat niște chestii atât de să facă pompos, să dea misterul, că a crimă, că a asasinat, că a vrut să se omoare, că a vrut că nu știu, nu. A făcut aceeași chestie care eu recunosc aici la televizor, care am făcut un show de 100 de milioane, care este cea mai cretină chestie, dar mă calcă pe nervi chestia asta, pe mine, cel puțin pe el, Dumnezeu să-l ierte, nu știu de ce a făcut-o, dar pe mine mă călcau pe nervi chestia asta cu jumătate de barieră, jumătate de barieră. Și mi-o pune cu jumătate de oră, îmi pune becul ăla și vine câte o bășină din aia de locomotiv. Ai voie, index. Doamne, doamne, măi, dar sunt atâtea cuvinte, index, crede-mă că... Așa mi s-a spus din legii. Și vine câte una, și vine câte un ăla care se uită așa cu față retardat și face așa cu steag, se uită așa ca tine, o mai oprește și în mijlocul acestei semibariere, se uită așa la tine și după aia face așa și pleacă înapoi. Păi mamă, că faci gura voastră, faceți pasarele, nene, faceți ceva, că mor oamenii nevinovați. Vați, înțelegi? Aici și-a căutat-o, dar sunt sute și sute de morți în fiecare zi la nemernicia asta de a ora aia cu crucea Sfântului Carbit ăla, care nu știu Andrei, cum se numește. Andrei. Andrei. Unde mor zilnic și aceste bariere, bă, nu putem, n-au putut să facă în 20 de ani hoții ăștia și tâlharii ăștia. Pasarele mă afară, nu mai există așa ceva, mă. Cum să steacă trenul prin câmp și e unul matol cu un felinar sau cu un stegureț care face pe acolo cu... Că nu, o imbecilitate, o aberație. Și lumea se grăbește și pe mine mă enervează și eu iau cu... M-am scuipat și eu câțiva. Dar acum am început să mă las, că am mai mulți cunoscuți care au pățit-o și cred că o să, în final o să mă las eu de această practică. Dar ți-am spus, mă calcă pe nervi, dom'le. Cel mai mult mă enervează și vara asta m-am dus când am filmat cu Natalia la Venus, m-am dus și am intrat prin Neptun, că am acolo un prieten care are. Și la intrarea în Neptun tot așa, este o barieră fără absolut nimic, cum devine un tren care se oprește, dă cu spatele, dă cu față, un fel de navetiști din ăștia și ia să zgâiezi la tine și îți fac tot felul de semne și tu de acolo și s-a învârtit de vreo 3-4 ori de am zis, bă, dau cu mașina la tine. Adică nu se poate, mă, intri într-o stațiune, bă, suntem cretin congenital, intri într-o stațiune unde te duci la mare, mă. Păi să-și facă cu trenurile pe dedesubt sau să facă pasarelă. Tot în această unde v-am spus ieri că acum m-am apucat furia cu ăștia. Unde e Chelhanaua,
au venit, e șină de tren la 3 metri și fugi pe acolo, trece trenul, adică cu niște un podest de lemn, sari în partea alaltă, adică fără niciun fel de... Pă, ai văzut afară, bă, dacă se întâmplă ceva, dacă nu vine și studiază și fac și dacă s-a întâmplat un accident, imediat o sucește. Nimeni nu spune criminali ăștia în serie câte sute de oameni mor din cauza copacilor. Nu mai stă copac pe marginea șoselei decât la noi. Da, dar unde? Nu vezi că au și 99% din accidente, chiar dacă îți doi copaci de anțămare, când te duci te înfigi în copac. Că așa e legea. Și drumurile vagabonte și rupte și bășite și drop și da, și ăștia, dar pun semn de alta, au făcut o tragedie pe o atâta eveniment, atâta chestie, pe cap pierdut la tablă, nu știu câte sute de mii, că ce legătură avea, că era și ea din minune și că era și nașii primarul și că aha, la legături între el și primar și marmar și păi normal, dacă ești de acord dintr-un aș și ai făcut milioane și ești prieten cu primarul, cu ce să fii prieten? Cu boschetarul? Cu Gheorghe de la... Dar oricum, păcat de el, că, na... Da, nu mai sunt subiecte, Serghei, și când pică unul așa... Da, mă, dar nu poți să faci atâtea interpretări și atâtea chestii pe moartea unui om, mă. Și acest post de televiziune din ce în ce o ia mai tare razna. Mă uitam într-o seară, n-am vrut să mai dezbat, că atât am săturat să dezbat cu Ceaușescu și cu astea și cu astea și cu astea. Bă, niște minciuni, și acum au adus oameni din... preajma, care au fost din preajma lui Nicolae și Elena Ceaușescu, niște senili, bagabonți, bătrâni, care le dă o sumă de bani și bat câmpii, mă. Așa se practică. Păi, dar nu asta, nu, bă, nu mai e practică. În clipa că tu îmi dai mie un ban să mint la televizor și să spun, și sute de oameni care se uită și formează o părere despre acele persoane care sunt moarte în primul rând și ăștia mint, adică vagabondul ăla cu părar, nu știu cine, că nu știu, pe mine mă enervează familia care au mai rămas în viață, că nu-i dau un judecată, mă, chiar iar potul, ia vină, bă, să... Deci a mințit în prima chestie cu Nicu, înțelegi, cu Arsene, au luat niște chestii, cum să spun, leagă adevărul cu minciuna. Deci acest personaj cu păr alb, care o să văd eu ce, așa că nu mai vreau o ta minciună, domnule, m-am săturat să minte. Deci Nicu, într-adevăr, a avut două accidente. În povestea cu Arsene, care a avut-o, nu a fost nicio legătură cu moartea lui aia, care am explicat de 25 de milioane de ori și am demonstrat practic că nu a fost el la volan și că era un impostor, că în primul rând că nu era milițian. Că ăla pe care l-au dus la televizor a zis că făcea parte din miliție. Nu. La escortă știe oricine era direcția 5-a, care era direcția 5-a pază de militar, ca așa cum la Băsescu. Băsescu nu are pe mașină un milițian, un plutonier major. Băsescu și toți demilitarii au pe mașină de la pază demilitari și escortă. Ăsta este direcția, care e direcție separată. Așa, deci Nicu a avut, ca să înțeleagă și spectatorul și eu, Nicu a avut un accident când era mai mic, care proștii nici măcar nu s-au uitat pe poze, pe fața lui, că toată fața e tăiată și urechea și asta, în care el a intrat cu o mașină într-un tractor. Și într-adevăr și-a pierdut și urechea și e tăiat pe toată fața asta. L-a dus la Arsene, asta este toată povestea care era, și ăla i-a dat cu bastonul în cap și a zis să-l repar. Asta este adevărat. Dar acest personaj a spus că ăsta a omorât o femeie cu mașina și că s-a lovit la cap și Arsene a venit și i-a făcut și adres și așa și așa, și o minciună totală, adică din trei povești i-au făcut una în care ăsta era un criminal care, deci ăsta s-a lovit de un tractor, eu știu toate accidentele lui, că eram acolo, așa, cu măsa, după aia a spus că tot Arsene, că a venit și a dezbrăcat-o pe măsa acolo, pe masă, și au început să facă și nu știu ce. Altă minciună sfruntată, dar nu înțeleg că o parte din ofițerii care au fost acolo trăiesc. De ce nu au reușit să spună, mă, pe post? Accidentul a plecat cu Nea Vasile, îl chema, băi, fraierilor și mincinoșilor, și s-a lovit cu aia și aia s-a lovit la oglindă la cap. N-a avut decât o zgârietură. De acolo s-o dezbrace Arsene, s-o arate la toată lumea goală. Și că așa și pe Nea Vasilea nostru, care ne-a crescut de mici, era cât pe acest să-l dea afară, să-l facă, dar în fine s-a intervenit și l-a lăsat. Deci niște povești penibile, să spui că Arsene a dezbrăcat-o, bun. Și hai să spunem că o dezbrăca Arsene, care era doctor, pe o pacientă. Ce? Adică dacă ești președinte, te operează îmbrăcată sau cum te dezbrăcă? Adică, bă, niște... Mai nou. Da, adică cum te operează în salopete sau cum...
niște imbecili. În hainele de niște... președinte. Da, adică era lovită la cap aici și tot dezbrăcai să ce, să vezi cum arată în Ceaușescu la corp. Adică un doctor, Arsenie a fost, telespectatorii poate nu știu, unul cel mai mari profesori, doctori, docenți cu operații pe cap din Europa. E ăsta care era, avea un sac de bani, puțin din loc, a băgat și cuțitul în asistenta lui, asta, avea sac de bani, făcea ce vrea, dai seama că toată lumea ajungea acolo, era cel mai bun. Și asta, să-l interesa pe Moș Arsenie, ta mai profesor universitar, doctor, să o dezbrace pe Elena Ceaușescu. Ba, adică dau tot într-un... Să vedea dacă e bronzată sau nu. Da, o dau tot într-o caterincă și o chestie derizorie, încât, bă, și știi care e problema? Că fraierii se uită, mă, și cred, mă. E, unii dintre ei se uită, alții și-au mai dat seama cum e cu regiile și cu prostiile și cu minciunile. Dar le dă bani, ți-am spus, ăla a fost acolo, ăla, cred că nici nu era acolo, când Nicu avea, când s-a lovit la cap, până ăla avea vreo 14 ani sau 15 ani. Nici nu știu dacă ăla era pe vremea. Uite, Tony M. ne spune că ziaristul acela cu părul alb, de care tot zici tu, se numește Tudor Octavian. Nu pe Tudor Octavian. Tudor Octavian era și el în alte emisiuni, a spus ieri. Dar aici l-au adus pe unul care era, nu știu, la cabinet, la ea sau... În fine, nu mai era important. Cu Tudor Octavian am vrut să spun aseară aceleași chestii, nu? Adică niște chestii care deja o dau un derizoriu. Din punctul meu de vedere, o dau un derizoriu. Adică să vii să minimalizezi totul așa și niște oameni bătrâni care au fost servitorii lui aia și le intrau chiloții în cur când le vedeau pe aia, să vii acum, nu în cur, să vii acum ca niște bagabonți ordinari, să mințiți pe postul pentru un căcat de bambă, dar nu mai avem puțină demnitate în țara asta, bă. Chiar așa ne tot, chiar toți suntem de vânzare pe niște sume ridicole. Cât poate să-i dea lor? Ai dă 100 de euro, 200 de euro. Să vii să minți pe un om, să... Nu numai la asta m-am referit, la o mie alții care au fost în jurul lor. Să vii să minți pentru niște sume ridicole, să bați câmpii așa, nu știu, deja e penibilă, din ce în ce mai penibilă țara asta. Și te-am spus, azi m-a deranjat cu omul ăsta care e o dramă pentru familie, pentru prieteni, pentru toată lumea. Normal. Să faci atâtea titluri, atâtea mascarade. Din câte am înțeles de pe la televizor, că vezi, doamne, soția este plecată din țară, că fiica lui este bolnavă, că e la tratament și că, vezi, doamne, el a vrut să se sinucide, nici de cum n-a fost un accident. Nu. A luat-o pe lângă alea și să practica acolo. Eu știu zona și ți-am spus că, știu și eu cu zona. Părere de rău, am încercat și eu doar pe acolo. Da, mă, mai ales când nu făcuseră pasarela și mergeam în zona acolo, că am mulți prieteni acolo, inclusiv controversatul om de afaceri George Paparis sta acolo. Și eu făceam toate figurile alea pe acolo, că te apucă nervii. Îi se face coada de la obor. Da, da. Știu. Dar bucuria asta așa, să te bucuri, nu știu, au început să, știi ce se întâmplă, o chestie mai... deja mai periculoasă decât comunismul. Foarte mulți ziariști și foarte mulți moderatori, cum a spus și cetățeanul care a intrat aseară în emisiune, se bucură când pățește unul cu bani ceva, se bucură. Și dacă îl arestează, și dacă îi fuge nevasta, și dacă moare, și dacă nu știe, dar ei sunt foarte bucuroși, domne. Pe chestia asta, adică o răutate și după aia devin agresiv. N-ai văzut cum a fost la Gigi, că e cioban, s-a luat de copii, s-a luat și de Giovanni, s-a luat de el, de familie, de absolut oameni, dar cu o bucurie și cu... Și știi care e toată problema? Că mie îmi pare rău că Giovanni nu-i arde. Bă, știi câți bani le-a dat și Giovanni și Gigi, la o mare parte dintre ei? Mulți. Mulți bani. Și așa, nu știu. De ce nu înțeleg că, uite, sunt atâția care intră în pușcărie? De ce ăla care a violat 5 femei și a fost arestat? De ce nu sunt atât de agresiv față de persoana respectivă? Păi nu ne interesează. N-ai văzut că pe ăla care a murit-o pe japoneză, ăla avea 4-5 plângeri depuse la poliție care le ascundeau. De violuri, de babe, de alea și nu le puneau. De ce n-au devenit așa agresiv? Păi nu au devenit agresiv, că nu... Nu sunt mediatizați și nu vor fi și lumea nu se uită chiar atât de mult la ei pentru că, na, nu fac rating. Dar oamenii ăștia... Da, mă, dar nu poți să te bucuri de... și să nu știu, așa, am devenit ciocli, adică să te bucuri de orice nenorocire care se întâmplă ca să faci mii de scenarii, mii de fabulații, mii de supoziții și, băi, și aducești pe aceiași, bă, că o aduce pe... Nu mai mă iau, domnule, nu mai mă iau de nimeni, că...
Nu le dau numele. Aceleași personaje sunt. Deja Paula Iacob știe, i-a cunoscut pe toți, știe totul. E ea cu ăla, cu ăla. Am apărut unul și cu o coadă albă, care și ăsta știe tot. Mă uitam și la Mădălina Manole, mă, și la, că o luaseră și cu aia, o luaseră de la capăt. A băgat-o pe cum o cheamă pe aia care cântă, care pe zile bune al Ochescu, cum o cheamă, pe Silvia Dumitrescu. A apărut, ăla, eu cred că, bă, acum eu înțeleg durerea lui tata lui Mădălina, dar ăla este un, din punctul meu de vedere, un om dezaxat. A înjurat-o pe aia, a făcut-o fă micinoază, fă asta, a plecat aia din emisiune, s-a ridicat, făcea el tot felul, că nu, pe casetă, ce am văzut și m-am uitat pe casetă acum, că m-am uitat și noaptea, n-am vrut să mă uit, că avea privirea săraca femeie, puțin tulbure, dar în caseta aia era privire de om nebun săraca femeie care avea. Și făcea cu mâna, la revedere, adică ce, nu că nu era gestul ăsta, era gestul că le făcea, ce, bilul însemna să aia și doar, aia este imprimarea. Da, știu, am văzut-o și eu. Ca și acolo, au dezgropat-o, atâta nebunii presa l-a terorizat pe ăla, l-a făcut varză, au redeschis, au scos-o pe biata Mădălina. S-a constatat că e sinucidere a doua oară, că nu știu. Iar a venit presa acum să o scoată și că... Nu, că nu-i sinucidere, că au găsit ei când clipea din ochiul stâng, nu spunea la revedere, făcea cu ochiul lui Tasu care era în baie și care... Bă, niște tâmpenii să moară, mama, suntem idioți și aceștia toți se iau de Deaconescu. Pe Deaconescu măcar le făcea mișto, nene. Astea sunt, nu știu, din punctul meu de vedere, pările. Din moment ce legea a spus, adică ei vor să devină mai presus decât legea. Când îl arestează pe Gigi, legea e lege, domne, trebuie să respectăm legea. Da, dacă ține. Nu există. A făcut, n-a făcut, l-a condamnat, apar toți deontologii, toți politicieni, domne, legea e lege. Dacă legea a hotărât că este așa, să se ducă la penitenciar. Dacă, acum, dacă legea a hotărât că aia s-a sinucis, nu mai e bună legea. Nu e ca ei. Că nu e ca ei, da. Când e ca e bună legea, când nu e ca e numai bună legea. Corect. Asta e. Da, dar nu știu, m-a de așa tasea, că m-am mai vorbi și de, îți mai zic, așa din Showbiz. Zim, domnule, Showbiz, că săracul nu stă acum. S-a terminat marele scandal cu Bianca Bătută, acum a început cu marea întâlnire dintre ea și Cristea la... S-au împăcat. Nu, s-au împăcat. S-a ascund pe... Da, că se ascund, că se întâlnesc pe ascuns și... Da. Se pupă că... din punctul meu de vedere... Nu, de întâlnit s-au întâlnit, dar din alte motive, n-au nicio legătură cu amorul, eu nu cu păcarea, cred că, cu căsătorirea, toate astea sunt regii. Bă, Bianca, dacă a putut să agite 5 ani tot, să desparte, să împarte, să desparte, să împarte, să desparte, să împarte, ba cu ăla, ba cu ăsta, ba cu ăla, înseamnă că își atinge scopul. Dacă lumea atât de... Dacă am zis atât de gâine, asta este. Pauză, vă rugăm, că ne-am enervat și cu Bianca și cu asta.